funcția de președinte a Curții de Conturi după ce mai bine de mai mulți ani ați fost implicat în politică? Păi cum să mă simt? Îndeplinesc obligațiunile care mi le-a delegat Parlamentul Republicii Moldova atunci, un an în urmă, când m-a instituit în funcția de președinte a Curții de Conturi. În toate funcțiile în care am activat, m-am simțit, bineînțeles, normal, deoarece întotdeauna am lucrat cu suflet, cu devotament cauzei și n-am lucrat dublu. Lucrez pe curat deodată, să zicem. De ce mă simt, să zicem, destul de normal? Se implică politicienii în activitatea Curții de Conturi și cum combateți aceste încercări, dacă ele există? Deci, eu cred că prima sarcină a lui Urecheanu, venind în funcția de președinte a Curții de Conturi, a fost crearea unor condiții ca politicul niciodată să nu poate să implice în activitatea de Curții de Conturi. Este bine știut că până în anul 2011, Curtea de Conturi, de fapt, a fost o măciucă de răfuială politică a celor care erau la guvernare cu oponenții politici. Am avut de suferit și eu. Chiar de aici s-au început toate, să zicem, cele ce am avut eu de trecut, de 50 de ori la procuratură fiind chemat și participând de la judecăți, de la prima instanță până la instanța superioară în stat, deoarece pentru o falsificare a unui raport de audit la Primăria Chișinăului, la indicațiile fostului președinte a țării, tovarășul Voronin, și pe urmă indicații procuraturii de a intenta dosar penal, asta a fost în 2004, deoarece s-a apropiat alegerile parlamentare, și ca Urecheanu să fie pus la punct, după succesul înregistrat la alegerile locale din 2003, iată, de aici s-au început toate prin falsificări. De aceea, eu prima ce mi-am dat cuvântul mie, că voi exclude implicarea politicului sau intereselor cuiva, cine nu ar fi el, în activitatea Curții de Conturi. Iată, a trecut un an de zile și vreau să recunosc cu toată responsabilitatea că n-au fost niciun fel de încercări din partea factorilor de decizii sau de conducere din Republica Moldova de a se implica în activitatea sau hotărârile care le adopte Curtea de Conturi. Practica care a fost în trecut, deja am vorbit la acest capitol, se dădeau indicații de la tovarăși și acei conducători entităților care trebuiau să fie distruși ca oponenți politici sau, mă rog, ca structuri care au sursă financiară, erau într-adevăr supuși, să zicem așa, torturilor morale și nu numai de către Curtea de Conturi. Acum aceasta este exclus și nici nu poate să încerce cineva, deoarece toți mă cunosc foarte bine și ei știu că cu Urecheanu variantele acestea nu merg. Care sunt cele mai grave probleme cu care v-ați confruntat atunci când ați preluat funcția la Curtea de Conturi? Care au fost cele mai grave? Ele nu se rezolvă problemele într-o zi. Sigur că eliminarea sindromului de frică față de conducerea Curții de Conturi, față de președintele Curții de Conturi. Sigur că depășirea acestei autoizolări a președintelui Curții de Conturi față de
angajați ai Curții de Conturi. Foarte mulți au intrat în acest cabinet pentru prima oară după ce am venit eu în funcție de președinte. Și chiar mă întrebau cu foarte mare mirare, dar ce se poate de intrat la președintele Curții de Conturi? Eu cred că nu poate să fie un colectiv atât de mic, o distanță atât de mare între conducere și, bineînțeles, auditori și ceilalți. Am găsit întregi, iată, secții, direcții, fără niciun angajat sau angajați cu mari încălcări ale, sau cu grave încălcări ale legislației în vigoare. Iată, secția resurse umane, nimeni. Secția relații cu publicul, nimeni. Secția relații internaționale, aproape nimeni. Iată, oamenii nu cunoșteau ce fel de instituție este această Curte de Conturi. Și sarcina mea a fost ca activitatea Curții de Conturi, în termeni foarte scurți, să fie transparente. Și acum vreau să spun că la toate ședințele Curții de Conturi sunt prezenți reprezentanți al mass media. Au fost chiar cândva și 13 camere de luat vedere. Eu voi face totul și împreună cu colegii mei ca fiecare cetățean care este cointeresat să știe cum sunt utilizate, folosite de către cei care guvernează statul, acele surse financiare care fiecare de noi, salariat, le plătește ca impozit statului. Eu vreau ca eu să știu cum este utilizat banul care eu îl plătesc ca impozit. Este, poate că atunci și povara acestor, să zicem, impozite care trezește nemulțumiri la populație, în caz dacă noi vom lămuri permanent că iată unde s-a dus banul tău, poate populația începe să perceapă altfel, iată, și necesitatea achitării acestor impozite. Deci, transparența este mult importantă. Excluderea variantelor de audite sau controle la comandă. Deci acuzări exagerate care depășesc sau depășeau orice limite, iarăși la comandă. Aceasta se exclude. O selecție a cadrelor nu pe interese personale a cuiva, rude, apropiați, prieteni ale marilor șefi și așa mai departe, dar în bază de concurs, angajați, nu mă interesează de ce culoare este mâța, mă interesează dacă ea prinde șoareci, fiindcă, să zicem, auditor să activezi nu este chiar atât de ușor, fiindcă cei care activează în cadrul Curții de Conturi nu chiar sunt prea mult așteptați. În orice caz, erau prea mult așteptați, să zicem, la unele entități. Acum, situația se schimbă. Foarte mulți, să zicem, din entitățile care le supunem auditului, vin și chiar și în cadrul ședințelor mulțumesc auditorii de faptul că le deschide posibilitățile de a afla care sunt iată, situația reală la o entitate sau altă. Nu mai este doar de politică? Eu n-aș spune că, eu v-am zis de la bun început, că în general am fost toată viața mea independent. Iată, în primul parlament, atunci când am votat independența statului, am venit ca și eram chiar și membru a unei fracțiuni parlamentare de pe atunci în calitate de deputat independent. Am candidat, să zicem, la funcția de primar general și în 99, fiind ales cu 92% și în 2003 cu
54% în calitate de candidat independent. Bineînțeles că în politică m-au băgat, să zicem așa, nedreptățile care erau promovate de către Partidul Comuniștilor atunci când erau la guvernare. Fiindcă prin anul 2003, ca să nu aibă Urecheanu acces de a candida la primărie ca deputat, ca candidat independent, comuniștii au exclus, deci, această posibilitate prin schimbările în legislație care au fost promovate, s-a interzis de a candida independent. Atunci, vreo 230 sau aproape 300 de primari din Republică, care tot au candidat și au devenit primari pe liste independenți, s-au adresat la mine și noi am format Alianța Independenților din Republica Moldova. Când comuniștii au văzut că noi am găsit o altă formulă, ei au anulat această schimbare și în 2003 iarăși am venit ca candidat independent în calitate de primar. Și iată, de aici s-a început activitatea mea politică. Dar sigur că eram, după toate maltratările, torturile și așa mai departe, la care a fost supus mai mulți activiști din, sau factori de decizie din primăria Chișinăului, eu mi-am asumat responsabilitatea de a contribui la demolarea comunismului în Republica Moldova. Și în 2003 am fost ales, repetat, în calitate de primar general. În 2005 am adus 34 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova. Ce s-a întâmplat ulterior, de acum rămâne ca istorie. În 2007, lui Voronin i-am luat din 32 de raioane din Republică unde erau comuniști. Deci 21 le-au luat forțele democratice, din care, adică în calitate de președinți, din care 15 erau președinți de la Alianța Moldova noastră, a cărui președinte eram eu. Și în 2009 s-a întâmplat ceea ce am promis lui Voronin încă în 2001. Adică răsturnarea lui de la guvernare. Și iată acel dialog politic care, adică l-am avut cu Voronin, să zicem așa, când am dirijat cu acest proces atât de delicat și inteligent și până la urmă Voronin așa și n-a avut mare fericire de a găsi un vot pentru a mai rămâne pentru 4 ani de la guvernare. Adică acea manevră care a făcut-o Urecheanu atunci, deci a fost finalul guvernării comuniștilor Republica Moldova. Pe urmă, eu eram conștient de toate lucrurile, am fuzionat cu Alianța Moldova noastră, a fuzionat cu alte formațiuni politice. Eu nu mă vedeam, să zicem, nu doream să mă preocup de aceste activități în domeniul, iarăși, politic. Foștii mei colegi pe Alianța de Integrare Europeană m-au susținut și am fost promovat la această funcție, am fost votat în Parlament și iarăși am rămas același cetățean care își iubește țara, patria, independent și îmi îndeplinesc obligațiunile atât aici. Dar nu vă pare rău că ați funcționat cu Partidul Liberal Democrat? Eu întotdeauna ceea ce fac cântăresc de 10 ori și odată tai. Mie nu-mi pare rău de ceea ce am făcut și astăzi consider că am făcut totul corect și ar fi o pildă foarte bună și pentru acele partide care
a rămas doar lemnul ăsta drept ca de la drapel și îmblă prin Chișinău cu fălcile umflate, vorbind despre prezența unei oricare forțe politice. E clar că viitorul Republicii Moldova este... Moldova va fi guvernată de coaliție. E clar că trebuie să fie numai mult de 3-4 partide politice care își pot asuma responsabilitatea de actul guvernării. Dar ce e ca au, să zicem, 0,001%, hai să nu ne dăm de râs și să ne afiliem și noi în rândul forțelor progresiste europene, mondiale și așa mai departe. Cuști de colegi din AMN vor să reanimeze partidul. Credeți că le va reuși acest lucru și ce părere aveți dumneavoastră? Deci, AMN nu poate fi reanimat. Este o iluzie. Da, foștii colegi pot crea un alt partid. Și eu nu vreau să zic nimic decât să le doresc succes. Dar istoria Alianței Moldova a fost o evoluție destul de frumoasă și un final aranjat, frumos, fără replici, să zicem, pentru viitor. S-a născut frumos și a fost dezolvat foarte frumos. De ce? Reanimare, despre reanimare nici nu poate fi vorba. Sunt niște iluzii, o miopie a unor foști colegi de-ai mei. Dar, încă o dată, repet, le doresc succes. Dacă vi se propune să reveniți în politică, acceptați acest lucru și în ce formulă? Deci, eu n-aș da un răspuns final la această întrebare. Pot fi posibile, să zicem, în viitorul și apropiat și puțin mai îndepărtat, diferite evoluții. Eu nu pot astăzi cu fermitate spun că este imposibil, să zicem, revenirea într-o formulă sau alta, dar, să zicem, sunt bolnav de acest lucru și stau și mă gândesc, iată, numai la aceasta. Nu. Noi avem de lucru. Eu reprezint instituția supremă de control financiar în stat. Este o activitate foarte interesantă, atât în plan național, cât și în plan internațional. Și lucrul acesta care îl îndeplinesc acum în numele cetățenilor Republicii Moldova este util, deoarece până nu de mult oamenii nici nu prea știau ce înseamnă curte de conturi. Ce e asta? Acum, eu cred că oamenii tot mai mult și mai mult cunosc, este într-o evoluție pozitivă, deci această instituție este de acum atât în plan național cât și internațional. Activitatea noastră este absolut democratică în cadrul legii și datoria mea este ca în acea perioadă în care o să activez în cadrul Curții de Conturi, în calitate de președinte, după mine să las o echipă bine instruită, bine școlarizată, bine pregătită, ca fiecare să se mândrească, iată, care va fi întrebat unde lucrez, spun că eu lucrez la Curtea de Conturi, iar cetățeanul care va adresa această întrebare să știe ce este asta și oamenii care activează aici să mândrească. Să nu se întâmple așa ca, să zicem, venind la primărie, 94 colegii îmi spuneau că într-o perioadă, fiind întrebați unde lucrează, era rușine să spui că lucrezi la primărie și ascundeau acest lucru. A trecut o perioadă de timp
și întrebau unde lucrezi, la primărie. O, la Urecheanu, să trăiți, vă dorim sănătate, succes, transmiteți complimente domnului primar. Iată, așa trebuie să fie și aici, la Curtea de Conturi, și așa va fi. Dacă ați întoarce timpul înapoi, ce nu ați face? E interesant. Poate, dacă aș întoarce timpul înapoi, poate nu m-aș duce de la primăria Chișinăului. Fiindcă eram ales până în 2007, am plecat în 2005, am plecat să-mi îndeplinesc misiunea, să demolăm comunismul în Republica Moldova. Misiunea mea îndeplinit-o, dar mi-au rămas foarte multe angajamente, să zicem, de Chișinău. Mi-a rămas și linia de troleibus la Stăuceni, linia de troleibus la Sângera, mi-au mai rămas Râul Bâc, zona de odihnă, mi-a mai rămas gardul istoric de la complexul catedral, nașterea Domnului. Mi-au rămas încă foarte, foarte multe lucruri, adică niște planuri ale mele, care le trebuia să le traduc în viață. Dar lucrurile se schimbe și vom trăi și vom vedea. Vestiți încerca despre familia dumneavoastră. Eu vreau să zic că sunt un bunier, un tată, un soț fericit. Mă bucur de cei doi nepoței, de nepoțica, care pentru mine sunt, să zic, accentul foarte în viața mea. Fiecare în familie își îndeplinește obligațiunile sale. Iată, la capitolul ce aș face altfel dacă s-ar întoarce vremurile înapoi, eu, cu părere de bine pentru societate și cu părere de rău, poate, pentru familie, am acordat prea puțină atenție personal familiei mele. Dar am avut un tel puternic și întotdeauna familia mi-a creat condiții pentru ca eu să pot activa în toate funcțiile, să zicem, în care am activat și în calitate de secretar al Comitetului Național de Partid și conducător al stafului de construcție a uzinei de zahăr din Brăceni, și în calitate de președinte executivului Nanene Noi, și în calitate de președinte a Federației Sindicatelor Independente din Moldova, și în calitate de primar general 11 ani, și am în vedere și activitatea în Parlament, ei întotdeauna mi-au creat condiții să pot să-mi exercit obligațiunile, dar le-am acordat foarte puțin atenție, numai odată am fost cu ei la Sergeievca, la mare, cu copiii, cu fiica și cu fiul. De azi înainte o să acord mai multă atenție, poate, nepoților. Cu toate că sunt mai departe, vor veni în vacanță și le voi acorda o atenție mai mare. Dar așa, să mulțumim lui Dumnezeu de ceea ce avem și să contribuim la îmbunătățirea calității vieții în Republica Moldova. Ce vă place să faceți în timpul liber? Eu vreau să-mi dau o întrebare, da, am eu timp liber. Nu știu de ce toată activitatea mea este legată de serviciu. Și vă jur că așa, eu, sâmbătă, duminică, parcă la Curtea de Conturi, aș putea să, nu cum, nu-i la primărie. La primărie e clar că sâmbătă, duminică, eu eram întotdeauna la serviciu, sărbători și așa mai departe. Aici parcă s-ar putea, tot una, toată sâmbătă, în toată duminică vin, avem de studiat foarte multe materiale,
Eu nu pot fi, să zicem, așa, superficial atunci când dăm aprecieri unui teritoriu sau altul, sau unui minister și așa mai departe activităților. Mie îmi place ca să intre în esență. De aceea eu studiez minuțios toate materialele și este probabil și o deprindere. Eu nu zic că e cea mai bună, dar cu regretul Urechianul nu se poate odihni. El este orientat înspre lucru și încă n-a fost în viața mea, deci nici o zi că eu stau acasă, nu mă duc la lucru. Eu țin minte că odată la nenii noi, chiar am obosit tare și veneam acasă. Am venit odată la ora 17, ori 18, s-a strâns toată familia și mă întrebau și soție, ce te-au eliberat de la lucru? Ați venit atât de vremea acasă. Da. Și eu vă mulțumesc și vă doresc succes și dumneavoastră.